Neața, prieteni, haideți să vă arăt ce iarnă frumoasă avem aici în Câmpina. Am deschis geamul și probabil că veți auzi și câteva animale de la casele din jur, cum ar fi cocoși, căței. Astăzi, uite și un porumbel. Îl vedeți? Doi porumbei. Uite și porumbei. Este o iarnă foarte frumoasă aici în Câmpina. Uite cerul. Uite cum e cerul. A fost o urmă de zăpadă, după cum vedeți că mai este și pe case, dar soarele care este acum în dimineața asta cred că va topi bruma asta de zăpadă care a mai rămas. Și în jurul nostru sunt dealuri. Este foarte frumos în Câmpina. Deja am fost la cumpărături și am văzut copiii pe afară cu cărucioarele, mămicile cu copiii cu cărucioarele. Cineva făcea curățenie acolo la balcon. Scutura un covor, dar nu mai a intrat înăuntru. Nu știu cum este mai sus la munte vremea, dar cel puțin aici în Câmpina este foarte frumos și se aud și cocoșii pe fundal. Un pic s-au auzit și cocoșii. Haideți să mai mărim un pic așa imaginea ca să vedeți. Acolo în spate este o șosea. Dar aici unde sunt eu este bloc. Este bloc cu 8 etaje. Da, deci eu sunt la etajul 8. Ia uite ce. Asta am vrut să vă arăt astăzi, ce zi frumoasă de iarnă. Mulțumesc pentru vizionare, pa, pa!